Bună ziua, Casa Albă avertizează că războiul dintre Israel și Hamas îi supra-solicită capacitatea de a sprijini Ucraina. Anunțul vine în contextul în care Camera Reprezentanților din Statele Unite încă nu are un președinte numit, lucru necesar pentru a asigura fonduri suplimentare pe termen lung din partea Congresului pentru Ucraina și Israel. On the Ukraine funding, we're coming near to the end of the rope. I mean, today we announced $200 million, and we'll keep that aid going as long as we can. But it's not going to be indefinite. But in the near term, we've got appropriations and authorities for both Ukraine and for Israel. But you don't want to be trying to bake in long-term support when you're at the end of the rope. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby, a făcut declarațiile în condițiile în care parlamentarii republicani americani au amenințat că vor protesta împotriva oricărei cereri de finanțare pentru ajutor militar din partea administrației Biden pentru cele două națiuni afectate de criză. Răspunsul oficialului american a venit după o întrebare din cadrul unei conferințe de presă cu privire la satisfacerea nevoilor imediate ale Ucrainei și Israelului ale administrației Biden în condițiile luptei pentru alegerea unui președinte al Camerei Reprezentanților. Kirby a mai adăugat că nu poate specifica exact ce înseamnă termen scurt, deoarece depinde de rata de cheltuieli și de capacitatea de reaprovizionare a Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate a mai spus că poziția de președinte al Camerei Reprezentanților este critică în ceea ce privește aducerea legislației în Congres, astfel cu cât mai repede va exista un președinte al Camerei Reprezentanților, cu atât mai repede vor putea fi sprijinite Israelul și Ucraina.